Oamenii de afaceri se plâng de lipsa forței de muncă calificată, dar și necalificată. Asta nu înseamnă că nu mai sunt șomeri. Se pare că unii aleg să plece în străinătate, iar alții preferă să primească ajutorul de șomaj fără să facă nimic. Așadar, muncitorii trebuie să-i susțină și pe cei care nu au chef de muncă. La AJOFM Sălaș sunt cursuri de calificare susținute financiar de către stat, dar tinerii nu se înghesuie să lucreze. Cel puțin asta susține administratorul unui atelier mecanic care este în căutare de forță de muncă. Ne confruntăm cu lipsa muncitorilor, avem disponibile mai multe locuri de muncă în firmă. Acum, spre iarnă, am mai găsit câțiva, am mai găsit oameni la distanțe foarte mari, le asigurăm și transportul, la unii chiar am cumpărat mașini pentru transport. Încercăm să ne suplinim cu personal tot timpul, să reușim să facem față producției. Cred că în România asta va fi cea mai mare problemă pe viitor pe care o să o aibă toți angajatorii și cred că în viitorul apropiat va fi inevitabil să aducem imigranți, pentru că muncitorii disponibili nu doresc să muncească nimic. Hai ca să nu le spunem chiar muncitori, ci personalul disponibil s-a învățat cu ajutoare sociale, s-a învățat cu ajutoare tot felul și nu mai vor să muncească. Avem o populație cam de 4 milioane de locuitori în România despre care nu știm nimic. Fantome fiscale le numesc unii, alții spun că o parte s-a asistat social. Cert e că nu vor să muncească. Am fost și la bursa locurilor de muncă și pentru tineret. Cel mai rușinos este că la tinerii absolvenți de liceu le dăm imediat după terminare 6 luni de zile de șomaj, îi învățăm să fie niște leneși și mai târziu după aia le cerem să muncească după ce i-am învățat 6 luni că ei pot să aibă venituri și fără muncă. Cred că bursa locurilor de muncă la care am asistat acum vreo 3 săptămâni a fost un eșec. Mai mult decât atât, am fost foarte dezamăgiți că oamenii s-au pus la masă și ne-au spus că să iertăm că se așează cu noi la masă, dar au fost instruiți să mimeze că sunt interesați de locuri de muncă. Nu știu cine i-a instruit. Cert este că așa ceva pe viitor este foarte păgubos și așa nu se mai poate. Care e soluția? Soluția urgentă ar fi reanalizarea ajutoarelor sociale. Eu nu spun să nu se dea ajutoare sociale, dar eu cred că la oamenii care sunt sănătoși fizic și apți de muncă ar trebui să nu le mai dăm ajutoare sociale deloc. Eu înțeleg că mulți spun că sunt sărăcie, că nu se merită să lucre pentru anumiți bani, dar lumea asistă la un alt fapt. Noi suntem 4 milioane care muncim în țara asta în mediul privat. Noi contribuim la stat cu taxe. Dacă și ăștia alți 4 milioane care nu muncesc ar contribui și ei cu ceva, automat și nivelul de trai a românilor s-ar ridica, automat salariul s-ar ridica peste tot. Atât timp cât noi suntem suprataxați ca să-i ținem și pe aia în spate, nu cred că vom reuși vreodată să ieșim mult peste nivelul de trai pe care îl avem. Chiar dacă guvernul, statul se efortează să mărească minimul pe economie, chiar dacă mărește la bugetar salariile nejustificat și în neconcordanță cu economia actuală, cu creșterea economică, cu toate astea tot nu vom reuși să urcăm foarte mult, pentru că atât timp cât ducem o masă de leneși în spate, nu vom reuși să facem nimic. Și dacă observăm și anul acesta, s-a luat de la investiții, s-a dat în salarii și în ajutoare sociale. Ok, no, cât timp vom mai putea face lucrul ăsta? Ca să nu spun că pe viitor ne îndatorăm în continuare, mai furăm și din viitorul copiilor noștri ca să le dăm în ajutoare, să dăm la asistat social. Cred că soluția este să ne oprim din a mai da bani degeaba. Cât de important este pentru dumneavoastră acest loc de muncă? Pentru mine este foarte important acest loc de muncă. Lucrez de 17 ani în această firmă și e un loc de muncă plăcut și e foarte important pentru mine, că de aceea îmi câștig existența și îmi întrețin familia. Câștigați bine? Da. Pe acest loc de muncă pentru mine este foarte important. Este un loc stabil. Am nevoie de bani în ziua de azi. Fără bani nu poți face nimica. Lucrez de 12 ani și este un loc stabil și firma e bună. Sunteți mulțumit de salariu? Eu sunt foarte mulțumit de acest salar. E permanent, nu se eșalonează de pe lună pe alta. Ca să ai nevoie de bani, se dă salarii la timp. A
la această dată șomajul pe luna octombrie era de 4,67%, în scădere față de aceeași lună anului trecut cu 0,58%. În general este un trend descrescător în ultimii 2 ani a șomajului în județul Sălaj. Din total șomeri, indemnizați și neindemnizați, avem 954 de șomeri indemnizați, deci care au șomaj, restul sunt neindemnizați. Ca structură, 73,5% sunt șomeri care nu au studii corespunzătoare pentru a urma cursuri, pentru a avea o anumită profesie, restul sunt cu studii medii sau studii superioare. Noi organizăm pentru acești șomeri cursuri de perfecționare în diverse meserii, cursuri care sunt aprobate de Agenția Națională de către ANOFM, și pentru că cursurile formam pe grupe de 28, constatând că găsim destul de greu persoane care să aibă studiile necesare pentru aceste cursuri, am propus pentru acest an un număr mai mare de cursuri, ca doar cu un număr minim de șomeri, de 14 șomeri. Problema cea mai importantă este că din acest număr de șomeri, aproape 70% sunt cei de la 416, care de regulă romi și care n-au studii și n-au niciun fel de pregătire. Pe de o parte, pe de altă parte, din lista de locuri de muncă care am și astăzi, deși angajatorii cer muncitori necalificați, solicită să aibă studii medii sau 10 clase. Foarte rar sunt solicitați muncitori necalificați cu mai puțin de 8 clase, care e o problemă nu numai în județul Sălaj, în general la nivelul întregii țări. La bursa locurilor de muncă am avut 476 locuri de muncă, deși au participat un număr mic de absolvenți, au fost selectate 18 persoane, din care 15 și-au găsit un loc de muncă. Noi monitorizăm angajările, de exemplu, pentru cei care fac cursurile, pe timp de un an de zile. După ce au terminat cursul, un an de zile monitorizăm și rata de angajare a celor care fac cursuri este depășește totdeauna 50%. Da? Aveți și 60-70% în funcție de cursuri. Care este rata șomajului față de anul trecut? Deci este cu 0,58% mai mică față de anul trecut, de aceeași lună. Avem peste 5 anul trecut, avem sub 5. E prima dată când avem sub 5% în județul Sălaj. Din punct de vedere al efortului care le face guvernul, că e o realitate, s-au luat măsuri deosebite pentru a stimula ocuparea forței de muncă. În sensul că pentru angajările care le fac pentru absolvenți, indiferent de studii, s-a mărit. Înainte era pe 3 categorii de sume care se acordau, acum s-au unificat, este 900 de lei pentru fiecare tip de absolvent. Pentru cei peste 45 de asemenea s-a mărit de la 500 de lei la 900 de lei și ceea ce este o noutate deosebit de importantă și un efort deosebit pe seama fondurilor europene, am înțeles, de la guvern, este legea uceniciei. Ucenicii, începând de acest an, începând din septembrie, dacă urmează un curs de ucenicie, un an, doi sau trei ani în funcție de situație, în funcție de cursurile urmate, primesc o sumă, angajatorii, o sumă de 1125 de lei lunar. De asemenea, și pentru cei cu studii superioare, este perioada de stagiu, pentru a se adapta, mă rog, după ce s-a angajat, timp de 6 luni pot să primească 1350 de lei pentru cei cu studii superioare. Pentru a se adapta, pentru a se adapta condițiilor de lucru din societatea în care este angajată. Avem resurse și, în general, am avut tot timpul în ultimii ani resurse pentru a acorda aceste subvenții. Chiar dacă la sfârșitul anului, să zicem, avem o sincopă, drepturile acestea se pot lua timp de un an, de nu se pierd niciodată cererile care sunt, se onorează. Nu avem probleme, deci, din acest punct de vedere a finanțării, nici pentru cursuri, nici pentru celelalte angajări. Chestiunea este că la cursuri găsim mai puțin persoane care să urmeze aceste cursuri, să aibă studiile corespunzătoare pentru a le urma și ținând cont și de împărțirea și repartizarea geografică pe județ a acestor persoane. Din păcate, nu stăm așa bine. Pe an ce trece, nu găsim meseriași, iar la un atelier service, salariul nu e minim pe economie. Să știe, să câștigă, dar, din păcate, nu prea vreau să lucreze oamenii. Din ce cauze? Păi, preferă mult să plece dincolo, în străinătate. Probabil că, nu, într-adevăr, acolo e euro, e zlire, probabil că îi tentează valuta, dar nici acolo nu cred că
rămân cu banii, să zic, cât să aici. Dar tinerii care rămân în țară, nu ați avut tineri să vină să învețe sau de la profesională? De ba da, am elevi de la profesională care fac practica și la mine, dar vă spun sincer, nu prea vreau să înveț. De ce? Nu-i tentează. Îi întreb, i-am întrebat, băi, de ce veniți și faceți practică și mâncați banii părinților? Că vă dați seama că un elev la ăsta e pe banii părinților. O zic că obligă, de multe ori obligă părinții, iar după ce termina școala, ce faceți? Că mergem în străinătate. Ăsta e răspunsul. Din 30, nu știu dacă sunt doi care au inclinația sau vreau să învețe meseria asta, care e o meserie frumoasă, că eu e la 17 ani o practic. Deci să înțelegem că aveți nevoie foarte mare de muncitor. Toate atelierele, toate serviciurile, câte colegi mei care m-am întâlnit și discutăm și povestim, toți au nevoie de mecanici auto. Electrician auto, mecanic auto, din EKG auto. Este o criză, să înțelegem. Da, e o criză.